tragedie cumplită în România. Un tânăr de doar 29 de ani s-a stins din viața seară, în București, în urma unui accident teribil de motocicletă. Medicii de la ambulanță au încercat să-l resusciteze pe bărbat mai multe minute, dar din păcate fără rezultat. Și în județul Arad și-a pierdut viața, tot joi, un motociclist de 33 de ani. S-a constatat că motociclistul ar fi pierdut controlul direcției în timp ce se afla pe splaiul Unirii din București, sensul de mers dintre piața Unirii către Bulevardul Mărășești. Astfel, la fața locului s-au prezentat atât agenți din cadrul brigăzii rutiere de poliție, cât și echipaje smurt, care au încercat să salveze viața persoanei accidentate. În consecință, traficul rutier a fost restricționat pe splaiul Unirii, segmentul de drum cuprins între podul Șerban-Vodă și podul Mărășești. Dumnezeu să-l odihnească în pace!